Ernest Berne, în ciuda ceea ce poate și-ar imagina prima dată o persoană care interacționează cu opera și cu personalitatea sa, a fost un orășan, nu unul dintre intelectualii care a copilărit la țară. Bine, cu micile pauze în care și-a vizitat bunicii, el a locuit în Brăila. Părinții săi au fost niște sărani care au venit la oraș în portul Constanța, în portul Brăila, atunci când portul a cunoscut o anumită dezvoltare după pacea de la Adrianopol. A fost așa ca un fel de receptacul al țăranilor din vecinătate care doreau să găsească o soluție de viață. Tatăl său a fost magazioner în port, iar mama sa casnică. Familia sa a fost destul de numeroasă, 8 frați, dintre care fratele cel mare, despre care Ernest Berne spune că era o persoană cu capacități deosebite și cu un talent deosebit pentru matematică. Acesta a murit la vârsta de 19 ani pe front. Rămânând fratele cel mai mare, de la vârsta de 13 ani, a fost nevoit să lucreze pentru a-și susține familia și a fost copil de trupă, armata susținându-i practic bursa pentru studii. A urmat cursurile liceului Nicolae Bălcescu din Brăila, un liceu care i-a marcat viața și destinul lui Ernest Berne. Aici a lucrat ca voluntar la Biblioteca Comunală din Brăila, Petre Armencea, unde i-a cunoscut, într-una dintre vizitele pe care aceștia le-au întreprins în oraș, pe Dimitrie Gusti și pe Nicolae Iorga. Despre cei doi, Ernest Berne declară el însuși în interviurile pe care le-a realizat cu unii dintre cercetătorii perioadei gustiene. Au fost cele două personalități care au marcat destinul lui profesional. Când parcurgi anumite cărți scrise de Ernest Berne, precum cea din 1943, Maramureșul, țară românească, o carte pe care am reeditat-o în anul 2013 și pe care am lansat-o în anul trecut, în anul centenar, în Maramureș, la locul ei de obârșie, când parcurgi Civilizația română sătească, o carte apărută în 1944, când citești poeziile populare în lumina etnografiei, sau poate cea mai importantă carte a lui, Cadre fundamentale ale gândirii populare, îți dai seama că astfel de cărți n-ar putea fi scrise din perspectiva unui trecător prin satul românesc, ci din perspectiva unui moștenitor direct al frumuseților arhaice. Pentru că Ernest Berne n-a fost doar un fenomenolog al arhaicului, ci a fost și un fiu de țărani, născut într-un sat, și poate acesta este un element de noutate care apare în biografia lui, pentru că e bine să știm că momentul nașterii sale a fost în satul care se numește Putna, aproape de orașul Focșani, la 17 km, într-o zonă foarte pitorească. Acolo, în acel sat, Ernest Berne a locuit o vreme în copilăria sa, dar după 10-12 ani, din motive familiale, împreună cu tatăl și cu frații și cu mama lor, s-au mutat în Brăila. Deci viața lui a început în acest sătuc, sătucul Putna, dar copilăria lui s-a petrecut în Brăila, în portul Brăila, care oferea și posibilități de lucru în acel moment pentru tatăl lui și pentru el. Realitatea este că tatăl său era invalid și capacitatea lui de muncă era redusă. Din acest motiv, stâlpul familiei a devenit Ernest Berne. Avea un frate mai mare care murise pe front. El era cel mai mare dintre cei 4 frați și singurul care aducea un venit în casă.
Ernest Berna de mic, de la 13 ani, 14 ani, a lucrat în port, a fost vânzător de covrigi, a fost preparator pentru copiii din Brăila și acest lucru, bineînțeles, că i-a marcat copilăria. Ernest Berna a fost de mic deosebit. A avut o situație familială foarte grea și asta de la început l-a făcut să distingă între a fi și a avea, ceea ce noi chiar adulți astăzi nu prea mai facem. Această distinție i-a creat un mod particular de gândire și de simțire pe tot parcursul vieții. Neajunsurile materiale, problemele de familie cu care s-a confruntat, toate lucrurile astea l-au făcut să nu țină cont de tot ceea ce este material și să se axeze pe zona spirituală și l-a făcut cumva să aibă o foarte profundă credință în Dumnezeu. O credință care până la urmă l-a scăpat, l-a salvat, mai ales în perioadele complicate ale vieții. Mă refer aici la anii de detenție, care nu au fost deloc puțini. Și-a dorit să ajungă profesor universitar. Și-a dorit o carieră universitară, pentru că era un copil dotat. Nu avea posibilități financiare și din acest motiv a venit în București, a fost o vreme copil de trupă pe lângă un regiment și apoi când a terminat liceul, a intrat la facultatea de filozofie, dar și la facultatea de litere. A făcut două facultăți deodată și după ce le-a terminat pe acestea, a avut dorința de a studia și în străinătate. A mers în Franța, unde a studiat etnografia cu Marcel Mauss. E unul dintre cei mai cunoscuți etnografi și el a fost numit părintele etnografiei franceze. Este nepotul lui Émile Durkheim, marele sociolog francez. Și, ca să spunem până la capăt, este cel care l-a inspirat în multe momente în scrierile sale etnografice. Când Berna a vrut să facă un atlas etnografic românesc și a avut această idee în anii 60, 56 spre 60, s-a inspirat dintr-un chestionar nepublicat în Franța al acestui mare etnograf Marcel Mauss. Și acesta este un singur exemplu din relația lor de profesor ucenic. Dar au fost și alte contribuții ale acestui profesor din Franța. Apoi a studiat în Germania filozofia și a continuat studiile din România și a studiat în Germania la Freiburg cu Martin Heidegger. Despre Martin Heidegger, cuvintele lui Berna sunt la superlativ. El spune că era un om foarte simplu, de altfel era un țăran. Martin Heidegger nu a fost un băiat de oraș, a fost un țăran, un iubitor al naturii și toată viața lui a trăit în mare parte atras de sat și cu dorința de a se retrage în munți. Marile sale opere au fost scrise în munți, de la Ființă și Timp, din 1927, până la alte lucrări care au necesitat liniștea necesară gândirii profunde. Martin Heidegger și-a pus amprenta în stilul și în rigoarea gândirii lui Berna. În operele lui filozofice, claritatea sau simplitatea pe care le întâlnim sunt evident roade ale dialogului cu filozofia lui Martin Heidegger.